și vinează-mi la procurare cu sistemul matematic. Perfect. Darea, deci, într-o colonie, nu? Colonie, într-o... Da, în colonie sunt vile. Un cartier. Într-un cartier, colonie, da. Într-un cartier sunt vile cu 8 camere și cu 8 și cu 5 camere. 8 și cu 5, ca să fie vile, da. Așa. 8 și cu 5 camere. Raportul numărul vilor de 8 camere este mai mic, da? Numărul vilor 8 camere este mai mic. Raportul lor este 2 pe 5. Adică două vile, asta înțeleg eu, două vile de 7 camere, parcă așa am zis, nu? 8. Două vile de 8 echivalează cu 5 vile de... Da. De 5, da? De 5, da. Da. 5, 5. Deci cât am zis raportul? 2 pe... 2 pe 5. 5. 2 pe 5. Și 8 la 5 e... Hai să nu fie același 5 ca să nu... Cum sune. Vreți. Deci raportul este de 2 pe 3. Hai să 2 pe 3? Da, 2 pe 3. Raportul este 2 pe 3 ca să nu băgăm cu 5 una. Raportul este de 2 pe 3. Okay. Știm că numărul total al camerelor este, și am să-l dau un dat. Păi, prima dată... Păi, până îți dă numărul de camere, tu fă acolo raport. Lucrăm așa fiecare, că nici eu nu știu acum, da? Deci am zis apartamente, vile cu 8 și cu 5, da? 8 și 5 camere. 2 pe 3.
31. De ce ai zis 31? Pentru că 16 sus. Că e 2 la 3, a zis. 16. Că, când facem numărul de camere, pentru camere, știți? Da. A zis 2. 2 ori 8, 16. Ca număr de vile. Nu, a zis 2 ca număr de, ca raport, 2 la 3. 2 pe 3. Și acum 2 ori 8, 16 sus. Și 5 ori 3, 15 jos, 31. Și eu am dat un număr de 93 de camere. Eu mi-am dat eu un exemplu și am aflat că e 3 în segment și a ieșit. 6 vile cu 8 camere și 9 vile cu 5 camere. Deci e bine așa? Da? Că aici stau eu un pic de... Da, e foarte bine. Deci, chiar dacă ai dat 2 la 3. E bine așa. Deci, ai zis câte? 16. 16 aici. Da, să dublăm. Numai e 8, o să fie 16. Așa, și aici? Și acolo 15, că sunt 3 ori 5, 15. 15. Și 31, da? 31. Eu am dat 93 așa, ca să văd eu un exemplu. 93. Da. Mi-a ieșit un segment 3. Și acum 3 ori 2. 3 ori 2. Sunt 3 vile. Ar să faci 3 vile. Stai puțin, stai. 93, de exemplu. 93. De camere. Dacă sunt 3 vile de... 3 ori 2, că 2 raportul, 2 la 3. Stai, că mă interesează. Aici e momentul care trebuie să mă atenți. 3 ori 2, 6. Nu. Eu am un număr de vile. 3 vile, ce ești. 3, pe segment. Da. Seamănă atâta. 3 vile. De câte? 8. Dar raportul e 2 la 3. Păi stai o secundă. Raportul e 2 la 3. Dar ca număr de vile... E ăsta. E 2. Nu. La 3. Nu. Nu e așa? Nu, că numărul de vile, printr-un singur segment, ce am făcut eu? Da, da. Am luat numărul de vile. Prin 2 eu. Păi nu, nu e bine. Eu l-am luat prin 2, cu 3. Deci lungimea segmentului e luat dublu. E luat dublu numărului de vile. Da, eu am luat 2 la 3, așa cum ați dat raport. Păi stai o secundă, că aici e momentul de finețe. Trebuie să iau numai un singur segment. Aici e tot. Tu ai aflat lungimea unui segment prin care înțelegi ce? Numărul de vile. Numărul de vile de 3. Am două segmente. Aici ne păcălim. Da? Atenție, de aici stau și mă gândesc. Până la urmă, noi trebuie să aflăm lungimea unui singur segment. De 3. Care e 3. Înseamnă că sunt 3 vile de 8. Da, păi aici nu facem, domn profesor, și a doua oară când dați 1 la 4 sau aici jos nu mulțim un segment cu 4? Păi aici lăsăm 1 și jos de 4 ori. Păi da, de exemplu, când e 1 la 4, acum când e 2 la 3, tot merge. Domn profesor, sunt 3 vile cu 8. Mi-e 6 vile cu 8 și 9 vile cu 5. Păi mai am și 3 vile cu 8 și 15 vile cu 5. Deci, tu spui așa, că ar fi fost... Am plecat de la același, știți că am făcut cum ne-ați învățat. Da. Mai că acum a dat 2 la 3. De 2 ori, da. Ori o treime. Deci 2 ori 1 pe 3. E 2 pe 3 asta înseamnă. 2 treime, da. Deci 2 pe 3 înseamnă 2 ori 1 pe 3. Și în problema asta în care aș fi avut raportul este 1 pe 3, știm să facem asta. Da. Știm să facem foarte bine. De asta am făcut 16, domnul profesor. Că-s 2. Așa. Și atunci tu numărul total îl vei lua cât? Îl vei lua numărul de vile, 6 vile. Da. Tu iei 6 vile. Da, iau pentru două segmente. Asta e numărul de vile la mine, două segmente. Da. Ca să meargă după același rațional. Ca să vină așa, 2 ori 1, de 2 ori exact. Segmentul ăla. Exact. Ca explicații. Exact, de și foarte bine ca rațional. Da? Deci aici ce trebuia să fim atenți. Da. Deci în clipa în care am zis raportul 1 pe 3, știam să facem 1 și 3. Și acolo da. Dublăm, făceam, fiindcă da. E de 2 ori 1 pe 3, înseamnă că numărul de vile va fi dublu segment. Două segmente, cum ar veni. Da, da. Deci dublu va fi. Uh-huh. Deci rămâne 6. Da, vile. 6 și 9. Și 9. Și de 48 cu 45, 93, dacă am 93 de cameră. Da. Dar interesant, dar ți-ai vicinut niciodată? Ce nume? Dar ei nu i-a dat. Nu, că n-am priceput aici. Eu cu 2 la 3 n-am făcut. Da. Păi, tocmai aici încercăm să înțelegem. Dacă noi acum în formulare avem dificultăți și ne-am pus de comun acord, da? Acum gândind așa problema,
Apoi, ea, sigur că trebuie să stăm un pic și să analizăm. Că e prima dată când ai dat 2 la 3. Sigur, sigur că da. Până acum ai dat 1. Deci, poate ar trebui acum să merg de acolo, de la 1 la 3 și de acolo să mă duc mai departe, la 2 pe 3. Că m-am dus deodată și atunci am blocat rotația mea. Dar ea, deci așa facem. Le luăm problema. Sunt vile, așa cum spunea vile, cu 8 camere și cu 5 camere. Da. Și raportul este 1 pe 3. Adică numărul de vile mai mic este de 8 camere, mai mare decât numărul lor e mai mare pentru cel de 5. Ai înțeles, Daniel? Deci raportul este 1 pe 3, da? 1 la 3, da. 1 la 3. Adică luăm un segment 1 care reprezintă, segmentul mai mic care se reprezintă numărul de 8 camere, numărul de vile cu 8 camere și fiind 1 la 3, aici o să iau 3 segmente, da? 1, 2, 3. Și acum, 8 ore. Trebuie să ne zici câte camere, domnul profesor. Așa. O să vedem exact 23. Câte camere. Vine aici 23, cât? Domnul profesor. Aici 23, da? Da. 8. Și 5 ori 3, 15, 23. Da. 23 ori 5, să zicem. Mm-hmm. 115. 115, nu? Da, da. 115 camere. 115 camere. Deci numărul camerelor este 115. Să se afle câte camere, câte vile sunt de 8 și câte sunt de 5. Păi, pe puțină dată, facem 8 ori 1, pentru că sunt cu 8 camere și cu 5 camere și la 8 avem doar... Vreau să mă convinc de ce 8 ori 1. Pentru că noi acolo avem doar un segment. Noi avem... Deci în problemă spune că avem 115 camere, da? Și camerele provin atât de la vile cu 8, cât și de la vile cu 5. Dar ea, da? Deci provin și la vile cu 8 camere și la vile cu 5. Și acum putem gândi așa, dacă am avea două vile de 8, câte camere am avea pentru două vile? 16. Dacă ar fi 3 vile, ar fi? 24. Deci numărul de vile se mulțește cu 8. Cum prin segmentul ăsta am reprezentat numărul de vile cu 8 camere. Da? Cum prin segmentul ăsta am reprezentat numărul de vile cu 8 camere, ca să vedem câte camere ne furnizează vilele de 8, trebuie să mulțim numărul ăla cu 8. Da? De aceea vom multiplica segmentul de aici, care îmi indică numărul camerelor, cu 8. Ca să vedem toate camerele pe care ne le furnizează vilele de cu 8 camere. Și vom avea un segment, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmente. Prin lungimea acestui segment, ce înțeleg eu prin lungimea? Ce înțelegi, Daria? Prin lungimea acestui segment. Numărul camerelor. Provenite de la vilele cu 8 camere. Deci numărul camerelor care provin de la vilele cu 8 camere. După facem 5 ori 3 pentru că raportul prin 5. Așa, o clipă. Prin lungimea acestui segment care îl vedem aici din 3 segmente micuțe, eu am numărul de vile. Cu 5 camere. Da. Numărul de vile cu 5 camere. Și dacă ăsta este segmentul care îmi indică numărul de vile cu 5 camere și fiecare vilă are câte 5 camere, înseamnă că o iau o dată, de două ori, de 5 ori, da? Da. Deci o să le iau
o dată, adică cele trei, încă o dată, încă trei, încă o dată, trei, și mă tot duc, iarăși unu, două, trei, și unu, două, trei. Deci, în total, sunt 5 ori 3, 15, nu? Da. 15 segmente. Ce îmi reprezintă lungimea acestui segment? Numărul camerelor cu 5. Camerelor cu 5. Gravilele cu 5. Deci, numărul camerelor de la vilele cu 5 camere. Și ce să fac eu ca să văd în total toate camerele care provin de la lungul? Deci le adunăm pe camerele care provin de aici cu camerele care provin de aici. Și se înseamnă câte segmente de acestea? 24. Nu, 8 plus 15? 8 plus 15, 23. Da. Deci avem 23 segmente mici. În total, da? 23 segmente mici care reprezintă numărul total de camere. Numărul total de camere. Da? Deci 23 segmente mici care reprezintă numărul total de camere. Și știind că noi avem 115 camere, facem 115. Deci cum avem numărul total de camere este egal cu 115, un singur segment, un singur segment care e egal cu numărul de un singur segment care e egal cu numărul de vile de 8 camere, numărul de vile de 8 camere. Un singur segment înseamnă 115 camere împărțit la cele 23 de camere. 23 de segmente, da? Egal cu? Păi... Egal cu 5... 5 vile, da? 5... 5 vile reprezintă lungimea segmentului acesta. 5 vile cu 8 camere. Cu 8 camere, da? Cu 8 camere. Acum s-a invertat un profesor, tu mai? S-a invertat? Nu am dat deloc. A, nu ați dat deloc, așa? Acum, așa. Deci am uitat să dau. Deci astăzi, cine a vrut să vadă online pasajul, abia acum vede, da. Acolo. Deci, în final, spunem că... Avem 5 vile cu 8 camere și câte vile o să avem cu 5 camere, Daria? Păi, o să avem 15. Da, 5 ori 3, pentru că 15. Erau 23 de segmente, 5 ori 3, 15 vile. Raportul era 1 la 3, de ce? Da, raportul era 1 la 3, sigur că da. 15. Deci, atunci când avem raportul 1 la 3, adică notăm printr-un segment numărul de vile cu 8 camere, cum am spus aici, iar prin 3 segmente de aceeași lungime, puse unul lângă altul, de 3 ori mai mult, înseamnă număr de vile cu camere indicate, cu 5 camere, în cazul ăsta. Ei, când aici este momentul foarte important. Când e 2 la 3, zice dumneavoastră. Când va fi 2 la 3. Dar ca să-mi termin ideea, este interesant cum mă duc spre camerele pe care mi le dă autorul, că el fixează numărul de camere. Zice că sunt mai mici. Odată asta, dar vreau să spun cum de la momentul în care notez cu segmentul acesta numărul de vile de 8 și respectiv de 5 în baza raportului dat, ca să aflu numărul de camere furnizat de cele de 8, trebuie să mulțesc de 8 ori. Corect. Iar ca să aflu numărul celor de 5, trebuie să iau de 5 ori. Păi deci da, de 5 ori. Da, același segment care l-ați reprezentat, domnul profesor. Sigur că da, eu vreau să spun că același segment. Păi da, păi așa și când avem 2 la 3. Acum o să mă duc acum. Deci aici, 1, ca să vedem. Corect, 1, 2,
Deci 1, 2, 3, 4 și 5. Exact. Dar segmentul ăla triplu l-am luat de 5 ori, așa o să zice. Sigur că da, segmentul ăla triplu. În momentul în care am să gândesc raportul 2 la 3... Exact. Segmentul ăla dublu îl ducem de 8 ori. Așa. Nu? Da. Și segmentul ăla triplu o să-l ducem de tot de 5 ori. Da. Iar când trebuie să aflăm numărul dealerilor, 8 camere, 8 camere înseamnă că trebuie să împar la 2. Că eu aș vedea aici numărul adevărat ăsta este. Că vreți un singur segment dumneavoastră, nu? Da, dar fiindcă iau de două ori numărul real, iau de două ori numărul real. Că raportul este 2 la 3, am spus, nu? Da, dar merge. Așa, cred că merge, cred că merge bine. Foarte bine. Și putem să luăm și 3 la 7 și tot merge. Da, e corect ce spui. Bine. Deci fostul 1 pe 3, 1 la 3, 1 pe 3, îl înmulțesc cu 2 acum. Că așa, numai așa face 2 pe 3. Da, 2 la 3. Corect. Și atunci 2 ori 1, 2. Deci de ce iau așa? Deci în cazul în care avem raportul 2 pe 3, trebuie să luăm două de astea micuțe, da? Unul lângă altul. Deci luăm două de astea micuțe, unul lângă altul, care se reprezintă numărul de vile. Hai, mai ia din nou, 2 la 3. Da? Numărul de vile. M-ai înțeles? Acum facem acum, interes. Acum insistă. Dar e că abia pornim acum. Deci, domnul profesor acum zice așa. Sunt vile cu 8 camere și cu 5 camere. Deci noua problemă este așa. Sunt vile cu 8 camere și cu 5 camere. Scrie vile cu 8 camere și cu 5 camere. Vile cu 8 camere și cu 5 camere. Iar raportul lor... Adică... Raportul. Acum ați dat un profesor, 2 la 3. Raportul este 2... Tu așa vei raport, așa se scrie raportul în mine. 2 la 3. 2 supra 3, da? Așa se scrie raportul. Da. Raportul 2 da? Supra 3. Adică, ca da. Să înțelegi bine, dacă sunt 4 vile, 4 vile de 8, trebuie să fie 6 vile. 6 vile de cât? De 5. De 5. Adică la 2 vile de 8, mama, la 2 vile de 8, avem 3 vile de, nu, domnule, da, 3 da. Vile de 5. Așa. Echipajele așa le vedem. 2 de 8 cu 3, 3 de 5. 5. 2 de 8, 3 de 5. Încât acest raport este un pic modificat de ce știam noi, că înainte cum îl luam? 1 la 3, dacă luam așa. 1 la 3, adică una mică și 3, de 3 ori așa e luată pentru numărul mare. Deci 2 la 3. Și asta arată numărul de vile. 5 camere. Ei, și... Acum, fiind 2 la 3, noul segment va fi din două bucăți de astea mici. Da? Și ăsta de aici va fi numărul de vile. Numărul de... vile. Da? Numărul de vile. 8 camere. Cu 8 camere. Da? Numărul de vile cu 8 camere. Iar pentru celălalt cu 5, eu o să am 3 de astea. Una, două, 3. Da? Una, două, 3. Care să-mi indice lungimea segmentului ăsta, îmi indică numărul de vile cu 5 camere. Dar trebuie să dai numărul de camere. O să-l gândim împreună. Da. Facem totul împreună acum. Corect. Facem la vedere, ca să vadă și corect. Cei care ne urmăresc, cum anume gândim problema. Și acum, pentru că eu am informații despre numărul total de camere. Numărul total de camere, mă întreb care va fi numărul furnizat de vilele
cu 8 camere. Înseamnă că numărul ăsta, segmentul ăsta, trebuie să le iau de 8 ori. Adică o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. De 8 ori, da? Și cum el are fiecare în componența lui 2 segmente micuțe, înseamnă că, de fapt, vor fi câte? 8 ori 2, 16 segmente. Deci, de desubt am să iau așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ăsta total, segmentul ăsta ca lungime, îmi indică numărul camerelor, numărul camerelor, ce provin? Vin de la vilele cu 8 camere. Iar segmentul celălalt, vilele de la, camerele de la vilele cu 5, camerele de la vilele cu 5, înseamnă că se leau pe ăsta de 5 ori. Dar ăsta e compus din 3 segmente. Exact. 5 ori 3, 15. Deci am să iau 1, 2, 3, 4. De fapt, mă duc ca lungimit să spun pe cea dreaptă, m-am plecat fără asta, asta de aici. M-am oprit una mai puțin, ca așa, așa sunt 15. Corect. Da? Deci, prin lungimea acestui segment, format din 15 segmente micuțe, înțeleg numărul de camerelor. Camerelor. Ce provin? Ce provin de la vilele cu 5 camere? De la vilele cu 5 camere. Așa. Și acum, pentru a noi avem informații despre numărul total de camere. Atât de la 8, de la vilele cu 8, cât și la vilele cu 5. Și numărul total, zicem, numărul total de camere este egal cu 15 segmente micuțe plus 16 segmente de acestea, se facă total 31 segmente. Da? 31 de segmente luate de noi. Da. Și acum, ca să dau problema corectă, ca număr de camere, trebuie să luăm un multiplu de 31. Ca să împarte, ca să împarte exact la 31. Da. Să nu dea corect. Ăsta este 310. 310, sigur că da. Sau jumătatea 3100. Lui. 3100. Da, 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 da. Îți vine mai ușor să zici multiplu de 10. Ai înțeles cum gândeam noi când dădeam numărul de camere? De fapt, când te întreb pe tine, întreb acum și le spun și prietenilor noștri, că propunătorul nu dă numărul de camere la întâmplare. Deci el dă un multiplu de 31 în cazul raționamentului de mai sus. Așadar, mama mai devreme a zis 93, pentru că 93 se împarte exact la 31. Da? Da, face 3. Să zicem noi aici, cât să zicem? 155, da? 310, da. Păi zicem 5, 5 ori 1, 5 ori 10, 155. 155 de camere. Numărul de total de camere egal cu 155 camere. Faci 155. Sigur că da, 155. 155 împărțit la 31 și este egal cu 5. Cred că încă pe 5 ori. Da. 5 ori. 5. Atare reprezintă un segment. 5 lungimea unui segment. Da. 5 egal lungimea unui segment. Dar prin lungimea unui segment ce am notat noi? Ia uite la raport pe aici. Nu, prin lungimea numărul de vile cu 8 camere. Da? Și câte ai? Câte segmente ai? 2. Fiindcă avem 2 de astea micuțe. Numărul de vile de 8 camere. Atunci rezultă că numărul
câte vile? Numărul. Dacă 1 e 5 și vile. 5 câte sunt? 10. De 8. 10. 8 camere. Sunt 10 vile. Înseamnă 5 ori 2 egal cu 10 vile. Da? 10 vile. 10 vile cu 8 camere. Ai înțeles? Da? Deci poate avem un profesor și 3 la 9 raportul. Și 10. Deci avem 10 vile cu 8 camere. Cu 8 camere. Și cu 5 camere cât avem? 15. Avem acolo, nu? Sus, deci numărul 2 la 3 asta. 2 la 3 asta. Așa. Acolo. De 10 și aici este 3. 3 ori 5, 15. Da. 15 vile cu 5 camere. Hai să facem calcul să vedem. Proba. 10 ori 8, 80. Proba, da? 10 ori 8, 80, Daria. Deci proba, ca să vedem dacă am lucrat corect sau nu. 10 ori 8, 80. De 10 ori 8, egal 80 camere. Că ce provin de la bilanța cu 15 ori 5. 15 ori 5. 75. Adunăm? 155, corect. 155 camere, așa cum am dat. Da. Abia acum avem clar în minte cum trebuie procedat, ne limpede. Problema de acum o stăpânim și spunem că putem formula astfel de probleme câte vrem. Deci dăm raportul, să spunem, totdeauna... Mai dați una? Da, sigur, imediat dau una. Raportul îl dau mai mic pentru ăla de sus, față de celălalt, nu? Cu 8 și cu 5 camere, cum am luat. Hai să zicem raportul 3 pe 7. Și tot cu 8 și cu 5? Da, tot cu 8 și cu 5. Deci raportul vilelor este 3 supra 7. Păi facem mai întâi segmentele. Da. Cu 8. Și? 3 pe 7 ai zis? Da, 3 pe 7. La segmentul de 8 o să punem 3 și camere dăm la sfârșit, da? Da, camerele dăm la sfârșit. Tot la vedere facem, mm-hmm, ca să da, le da, spunem da, tuturor că... La... Deci facem 3 segmente micuțe la... pentru... Pentru numărul 8. Da. Pentru vilele cu 8. Și scriu în dreptul său. Da. Lungimea segmentului din 3, făcut așa, este reprezintă ce? Uite așa. Uite, dar așa trebuie să faci deasupra. Da. Și spune el așa în dreptul său săgeată, spune numărul de vile cu 8 camere. Numărul de vile cu 8 camere. De vile cu 8 camere. Și la numărul 5 vom pune 7 segmente. 7 segmente de acestea și lungimea totală formată din cele 7 segmente micuțe înseamnă numărul de vile cu 5 camere. Cu 5 camere. 3 cu 3, 6 și cu 1, 7. Da? Deci așa îi faci tot așa deasupra și spunem în numărul de vile cu 5 camere. Da? Numărul de vile cu 5 camere. Deci am avut numărul de vile cu 8 camere, numărul de vile cu 5 camere. Da. Și acum pentru a... Acum pentru a face, putem facem 8 ori 3. 8 ori? 3, pentru că sunt 3 segmente. 8 ori 3, foarte bine. Și ne dă 24. Și deci 4. Pentru numărul... Numărul de camere cu numărul de camere ce provin? Ce provin de la vilele cu 8. Așa vreau să fie scris la redactare. Deci, numărul de camere ce provin de la vilele cu 8 camere este egal cu 8 ori 3 segmente. Da? 8 ori 3 segmente egal cu 24 segmente. Deci 24 de segmente îmi indică numărul de vile, numărul de camere ce provin de la vile cu 8.
Iar numărul de camere, numărul de camere ce provin de la vilele cu 5 camere este egal cu 5 ori câte segmente reprezintă unul singur? 7. 5 ori 7 segmente și este egal cu 35 segmente. Da? Este egal cu 35 segmente. Nu le mai desenăm că am luat numele cam mari. Da. Așa, 35 de segmente. Acum, vedeți numărul de camere. Nu. Vedem să vedem totalul de segmente. Ah, da, ok. Păi facem 35 plus deci, 24. Numărul total de segmente. 35 plus 24, care ne dă 59 de segmente. 24 egal cu 59 segmente. Și acum, eu care îi propun problema, trebuie să dau un număr multiplu de 59. 590. 590 și 10 la îndemână, da. Sigur că da. Deci numărul... Acum, total de problemă. Camere. Număr total camere. 590. 590. Da? 590. Facem 590 împărțit la 59. 590 și ne dă 10. 10 pe segment. Un segment. 10, valoarea unui segment, nu? Da, da. Egal. Un segment. N-ați făcut segmentele, da. Dar... Deci 10, da, un egal valoarea unui segment. Și facem 10 ori 3, pentru că ați dat 3 pe 7 și 10 ori 3 de 30. 30 de ce? Vile cu 8 camere. Bravo. Așa. Deci 10 ori 3 egal cu 30 de vile cu 8 camere. Și apoi 10. Facem 30 ori 10, 10 ori 7. 10 e la valoarea unui segment. 10, da, așa. 10 ori 7. Și ne dă 70 de vile cu 5 camere. Cu 5 camere. Da? Iată cât de interesant este. Asta este răspunsul la problemă. Nu dăm la întâmplare numărul de camere pentru că am dat problema greșită. Vedeți? Multipli de 59. După ce am aflat segmentele așa cum s-a întâmplat în cazul nostru. Eu cred că după aceste două probleme făcute la vedere tot, trei, chiar spunem că acest model de problemă este deja făcut. Foarte cunoscut. De acum îl știu toți prietenii noștri care îl vor vedea și o spun, da, compunem astfel de probleme. Nu? Daria, acum când te duci la școală și vii cu varianta asta, cu 2 pe 3, ai complicat problema, ai terminat pe prietenii tăi, colegii tăi. De ce? Că și cea 1 pe 3 era dificilă. Și 3 pe 7. Dar 3 pe 7 este cu adevărat complicată. Am mai spus-o și altă dată. Nu mai e. Matematica este extraordinar de frumoasă, interesantă, cu adevărat interesantă, pentru că putem să ne imaginăm cum de la o problemă ne ducem spre o altă problemă. Da? Ne ducem la o problemă, la altă problemă și așa apare și etapa de compunere a problemelor, nu? Deci, practic, spunem că în momentul astăzi, acum, noi am compus un alt model de problemă. Mai dificilă, în care raportul acesta e 2 pe 3, 3 pe 7 și nu e 4. Ați ajuns la alt nivel, domn profesor. Da, deci am ridicat ștacheta. Da, acum mi se pare foarte, foarte, foarte ușoare. Păi, odată ce le înțelegem. Și aia început era grele și acum se poate ușoare. Totdeauna așa se întâmplă. Am înțeles și eu să fac. Apropo, nu mi-ați mai dat temă de 2 zile. Nu contează. Uite că acum dau și prietenul nostru să compună două probleme. Deci decompus două probleme după modelul, da. Trebuie să-mi dau și mai mult. Lasă-mi, dragă, că mai găsim și alt model, da? Deci decompus două probleme după modelul tot cu 8 și 5 camere. Tot
nu știu, cu 3, cu 4, cu 3, cu 5 camere, nu are importanță. De acum, dacă ai prins mecanismul, îți fixezi tu, da, și faci, și darea, în perioada în care faci pe cele două probleme, vei înțelege și mai bine. Dacă tu iei tu, nu cu 5, cu 8, cum am luat eu. E cu ce vrei tu. Numărul de camere și raportul care vrei tu și toată povestea. Și la sfârșit ai problema și spui. La raport nu am voie să pun unul. Da. Păi, ca să fii mai frumoasă, da. Vezi, 2 pe 3, 3 pe 4, o să faci, da? Deci punem, facem așa, așa fel încât să fie problema mai interesantă decât în mod obișnuit, da? 1 pe 3 sau 1 pe 5 sau 1 pe 2 sau știu, de asta am făcut și ele sunt mai simpluțe. Da. Acum, aș vrea să văd o altă problemă, dacă găsim din carte acolo, că orice problemă pe care... Mergem înapoi. Cu care... Gândă la probleme de logică și perspicacitate. Dar le-am făcut pe toate. Hai să deci mergem înapoi, niște probleme mai frumușele de acolo. Da, exact. Păcat. Hai să vedem. Dacă micșorăm, da. O echipă de tractoriști, da, ară în prima zi a treia parte din suprafața unei parcele. Deci? A treia parte, nu învăța fracții. Nu, dar gândim acum. Gândim. E ca și mai și-a avut segmentul ăsta și îl împărțim în trei. Sigur, da, că asta înseamnă a treia parte. Și eu arat doar prima parte, o treime. Deci o echipă de tractoriști ară în prima zi a treia parte din suprafața unei parcele. Deci numai pe aia o treime. Da. A doua zi, 3 sferturi din ce a mai rămas de arat. Oh my gosh! A doua zi, așa, 3 sferturi. Trebuie să împărțim în 4, cu un sfert înseamnă în 4. Și cu noi, nouă ne-a rămas bucata asta, o împărțim în 2. De fiecare, fiecare în 2. Și acum luăm 3 din 4, mamă, asta înseamnă 3 sferturi. Da? 3 din 4. Uite, ia uite, luăm un segment jumate. Nu, luăm 3 segmente, 3 din 4. Deci, păi da. Ca și cum ar fi fost înainte un segment și jumătate. Ah, da, 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 corect. Deci din forma dinainte un segment și jumătate. Da, da, da. Deci, Daria, tu ai spus bine. Da. Deci un segment și jumătate. E bine. Așa. Un segment până aici, încă o dată, și jumătate din al treilea, da? Asta în a doua zi are. Are în a doua zi. Deci, Daria, prima zi, în a doua zi... În a doua zi. Iar în a treia zi... Restul de 20 de hectare. Era a doua zi, a treia, bucata a treia zi, restul de 30 de hectare. 20 de hectare. A, atunci asta înseamnă că acolo avem jumătatea unui segment care de 20. Da. Și atunci un segment întreg ar fi de 40. Corect. Alt segment tot de 40 și tot de 40. Și facem 40 ori 3. Da. 40 ori 3, 43. Facem 40 ori 3, care ne dă 120 hectare. De hectare în total. Deci autorul mi-a întrebat care e suprafața. Da. Răspunsul. Este 120 de hectare, pentru că tu, figurând în felul ăsta, prima zi, a doua zi și că o mai rămas atât, gata, ai văzut. Ai reușit bine. Foarte bine să faci problema. Dar nu e greu. Numai vezi, metoda figurativă este... Foarte tare, da. Foarte importantă, pentru că vizual te duci spre ceva palpabil. Vezi parcela. Da, vezi parcela. El altfel, fără, parcela reprezentată prin segmentele acestea. Altfel, fără chestia asta, abstract așa, prima zi o făcut atâta, o jumătate, trei pătrimi, nu merge, nu poți. Iată cât îi declar așa. Deci prima zi o făcut asta, a doua zi se duce la, vedem până aici, dar înseamnă de fapt 3 sferturi, înseamnă un segment de aceeași lungime că ăsta de aici, nu? Și eu mai rămas din al treilea segment, eu mai rămas cât mai rămas, 20 hectare. Și foarte clar am răspuns aici la o întrebare. Te rog... Mă gândesc la un număr X. A. Mă gândesc la un număr A. După ce dublez acest număr, așa. Deci mă gândesc la un număr A. Uite ce fac. După ce îl dublez pe ăsta. A ori. De două ori, adică, da, îl număresc. A.
deci după ce dublez acest număr, micșorez rezultatul cu 200. Deci dau înapoi un capăt și zic că asta ar fi 200. Minus 200. Da. Dublez apoi numărul astfel obținut. Deci după ce l-am micșorat. L-am micșorat cu 200, iar îl dublăm. Da. Deci îl luăm o dată și încă o dată. Și apoi micșorez noul rezultat cu 600. Minus 600. Și nou rezultat îl dau înapoi cu 600. După ce dublez din nou numărul obținut, iar îl dublez. Așa. Da. Și micșorez și acest rezultat cu 200. Îl micșorez și pe ăsta cu 200. Constat că am obținut numărul 1000. Deci ce mai rămas? E 1000. Este 1000. Care este numărul la care m-am gândit inițial? Dar dumneavoastră ce ați făcut? Păi, domn profesor, am făcut din segment. Eu am făcut așa. Și mi-e foarte greu să înțeleg aia. Prin segmente? Dar cum ai da. Făcut? Așa, am scris-o pur și simplu. A, da. Este o altă variantă la care te-ai gândit și îmi place foarte tare așa. Deci, cum, vă mai citesc o dată, domn profesor? Da. Deci, mă gândesc la un număr A. Da. După ce dublez acest număr, deci 2A, da, A ori 2, da, micșorez rezultatul cu 200. Minus 200. Dublez apoi, totul, ori 2, numărul obținut. Da, ori 2. Și apoi micșorez nou rezultat cu 600. Și minus, minus 600. 600. Și totul într-o după ce paranteză, dublez paranteză pătrată, din nou, ori 2, rezultatul obținut, îl micșorez și pe acesta cu 200. Și ne dă 1000. Și atunci și am... Constat că am obținut 1000. Atunci ar fi mult mai ușor și începem... O secundă, vreau aici să fac o precizare. Deci, Daria, tu ai ales foarte bine ideea. Și acum se justifică de ce să fac și exerciții de acestea. Când ai întâlnit exerciții cu paranteze, cu nu știu ce, mulțimi, nu știu ce, și aveam, făceam un antrenament fără să știm dacă acea chestie are vreo aplicație. Iată că acum tu ai te dus repede pe aplicația în sine și ai mers foarte bine cu exercițiul. Eu m-am dus prin segmentele acelea, nu prea mi-a ieșit acolo. Nu prea înțeleg, da? În primul rând. Da, m-am făcut și eu așa acolo. Fă niște așa, dar de aici am putut să învăț. Am învățat un lucru. Că nu neapărat cu segmentele tot timpul ți iese treaba. Da. Acum, și iată și pe partea abstractă, organizând toată problema într-o ecuație, într-o ecuație, într-o relație, am tradus într-o relație cu un necunoscut acolo, mă pot duce și încep să lucrez. Te rog. Și atunci scriem paranteză pătrată, paranteză rotundă, da. A ori 2 minus 200, totul pe lângă 2, minus 600, ori 2, da. Este egal cu 1000, minus 200, minus 200. Minus 200? Plus! Păi e invers. Păi, este așa. Vorba. Daria, să nu faci, să nu ții mecanic minte. Exact. Urmăște-mă. Este vorba de descăzut, scăzător și rezultatul. Da. Descăzut este egal cu scăzătorul plus... Da. Descăzutul plus da, scăzătorul. Eu, da? Hai, deci faci 1200, da? Da. Și atunci avem... Acum ce am? Ce operație am acolo? Acum avem paranteză rotundă. O mulțire de 2. O mulțire, uite. Așa avem paranteza pătratul ori 2. O mulțire de 2 termeni. Factorul ăsta e un termen, ori 2 egal cu atât. Da. Da. Și va fi egal... Termen... Așa. Factorul 1, cum ar veni? Da. Va fi egal cu cât? Egal cu paranteză rotundă. Paranteză rotundă. Da, 2. A ori 2 minus 200. Da, închidem paranteza ori 2. Da, închide paranteza, ori 2, minus 600, egal este egal cu 1200, da. Împărțit la 2, care dă 600. Tot 600, corect. Bun. Acum ce am? Iar o scădere, nu? Nu. Nu? Cum?
acum, așa este. Uite, Dania, descăzut, păi asta zic. Minus egal cu. Descăzut minus căzător egal cu rezultat. Descăzut minus căzător ai rezultatul. Și atunci, tu zici că ai o adunare, adică aduni pe șase. Păi, da, da. Noi interpretăm situația de aici. Este o scădere dintre ăsta și ăsta și îți dă 600. Da. Și atunci descăzutul este egal cu rezultatul scăderii plus, minus plus scăzător. Plus, da, așa. Așa, păi da, deci, da, așa da. Asta vreau să înțelegi în esență, nu... Da, păi da, da. Mecanismul. Deci, paranteză, a ori 2 minus 200, închidem paranteza la rotundă, ori 2 este egal cu 1200. Da. Și atunci avem A ori 2 minus 200. Deci vreau să-mi povestesc așa. Acum avem o mulțire de 2 termeni. Avem o mulțire de 2 termeni și, și... Mă interesează unul din ei să-l aflu. Da. Și facem de... Nu, factorul 1 ori factorul 2. Factorul 1 ori factorul 2 egal cu 1200. Factorul 1 este egal cu 1200 împărțit la 2. La factorul al doilea. Așa, asta vreau să înțeleg. Și ne dă 6, tot 600. Da, zi. Deci 2A. A ori 2 minus 200. A ori 2 minus 200 este egal cu 600, adică 1200. Acum ce ai? Ce operație ai? Ia uite la domn profesor. Avem o scădere. O scădere. Așa. Și atunci facem A ori 2 este egal cu 600 plus 200, adică 800. Da. Și acum avem o înmulțire și facem și A egal că cu? A este egal cu 800 împărțit la 2, adică A va fi egal cu 400. Numărul la care s-au gândit este 400. Sigur că noi îl puteam duce și la sumă. Iar mai scădeam ceva, iar mai nu știu ce, nu știu cum, mai scădeam, îl mulțeam, îl dublam și mai ne jucam un pic, încă o etapă să zic. Dar finalul este același, tehnica de lucru este aceeași. Este așa zis, mersul înapoi, practic, nu? Privind de greșițiu în sine, faptul că A-ul ăsta a fost ascuns, n-am dat peste el foarte repede. El a fost mai în interior, parantezelor, da? Deci, iată, asta, pricepem acum că e foarte important să facem calculul acela algebric. Uitați cât de ușor era și dumneavoastră vreau să vă complicați cu segmente. Păi sigur că da, am plecat de ideea cu segmente, dar pe urmă am renunțat, am zis, băi, stai rog, există și varianta aia. Poate este și aceea, jocul acela cu sutele... Dar e mai grea. Eu nu pot reprezenta segmentul ca lungime perfectă acolo. Da. Eu nu știu cât, când mă duc înapoi 600 și pe urmă 200. 200. Păi uite, uite-te să vezi ce am făcut. Când m-am dus înapoi 200, am înțeles. Dacă m-am dus 600, trebuia să mă duc de 3 ori segmentul ăsta. Da. Da? Una, două, trei. Când m-am dus 200, trebuia să mă duc la fel ca lungimea aceea. Fără să te uiți acolo așa, nu îți dădeai seama. Ia faci 1000 minus 200 sau 1000 plus 200. Ia sau... să vezi tu ce fac acum. Să vezi ce fac. Eu încerc și prin segmente. Nu. Sunt încăpățânat. Ce? Uite, uite, așa sunt eu. Știi ce, ce vreau să fac? Nu-i bine, nu? Că sunt apăsat. Bine. Uite, Daria, am să fac așa. Un segment. M-am gândit la suma asta. Da? După ce îl dublez, merg de două ori. Din el scad 200. Îmi închipă că ar fi jumătate. Deci ăsta 200, parcă ar fi jumătatea din segmentul ăsta. Și am ajuns aici. Păi ăsta acum ce fac? Îl dublez. Deci ăsta de aici. 55, domn profesor, îl las? Poți? 55, o las? Oprește-l, ca să fac chestia asta.